Aici, la Radio România Actualități, în câteva momente, Luminița Voina vă propune o discuție despre pericolul virozelor și al gripelor premergătoare sezonului rece. Mai este COVID-19 o amenințare pentru sănătate? Răspunsuri imediat la Serviciul de Noapte. Rămâneți cu noi! Serviciul de Noapte la Radio România Actualități. Bun găsit la întâlnirea de la miezul nopții, sunt Luminița Voina. Se apropie sezonul rece și deja suntem pe un trend crescător al numărului de viroze, bronșite și gripe, printre care se numără și infecția cu SARS-CoV-2. Un număr de 11.226 de cazuri noi de COVID-19 au fost înregistrate în perioada 11-17 septembrie, cu 4.055 mai multe decât în intervalul precedent, potrivit datelor Ministerului Sănătății. De asemenea, au fost raportate 18 decese. Numărul celor diagnosticați cu COVID-19 și aflați în spitale se apropie de 1000. Această situație cu un număr important de cazuri va mai dura circa 2 săptămâni, după care vom intra pe un trend de descreștere. Sunt suficiente locuri în spitale în momentul de față, dar trebuie să ne pregătim și pentru creșterea numărului de cazuri, a spus ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Plecăm de la toate aceste informații și discutăm despre cum ne protejăm de viroze și la ce măsuri trebuie să fim atenți în această perioadă. Mai este COVID-19 o amenințare pentru sănătate? Cui este recomandată vaccinarea, dar și cum ne recuperăm după problemele de sănătate care ne afectează organismul? Aflăm de la invitata serviciului de noapte, dr. Ioana Stâncel, expert în sănătate publică, medical intelligence și securitate umană. Bună seara, bine ați venit la serviciul de noapte! Bună seara, bine v-am regăsit! Salutări și ascultătorilor noștri și privitorilor pe Facebook! Sigur, pentru că suntem și pe Facebook într-o transmisie live video pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Vă așteptăm intervențiile în direct în emisiune la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3558. Deschidem așadar toate canalele de comunicare pentru mesaje scrise 0748887766. Iată și primul mesaj care vine pe Facebook. Haideți să fim realiști, gata cu COVID-19, sunt răceli de sezon normale de la o trecere de la aer cald către aerul rece. Așadar, doamna dr. Ioana Stâncel, reapare COVID-19, iată, unii oameni sunt îngrijorați, alții nu. Estimările specialiștilor însă arată că ne îndreptăm către un vârf în următoarele săptămâni. Cum evaluați situația în momentul de față? Avem motive de îngrijorare pentru că sunt deja și gripele de sezon deja apărute, destul de agresive în ultima perioadă. Aș începe prin a spune că nu avem motive de îngrijorare, avem motive de a fi preocupați, de a fi atenți la simptome,
în comunitate, iar ca sistem de îngrijiri de sănătate avem motive să fim pregătiți pentru a prelua cazurile, pentru a le diagnostica în mod corect, pentru a face educație sanitară în așa fel încât pacienții să nu intre în panică, dar să urmeze un tratament fie simptomatic, fie pentru afecțiunile preexistente, și cred că nu este un motiv de îngrijorare. Dar trebuie spus că virusul SARS-CoV-2 care generează aceste forme de COVID nu a dispărut niciodată de la apariția pandemiei. A încetat pandemia din punct de vedere al sănătății publice, al epidemiologiei, ca număr de cazuri la nivel global, dar a rămas la nivel de infecție virală comunitară sau regională. Putem să avem epidemii regionale, putem să avem perioade în care incidența crește foarte mult, dar tocmai de aceea trebuie să fim alerți, să recunoaștem simptomele și să știm ce avem de făcut. Haideți să trecem în revistă simptomele, pentru că tot vorbim despre educație și despre faptul că sunt mai multe gripe viroze care se pot suprapune COVID-19. Da, în primul rând trebuie să confirmăm că în această perioadă avem mai multe afecțiuni de tip respirator care pot să aibă simptome comune cu ale infecției cu SARS-CoV-2 și în același timp pot să existe și alte afecțiuni generate de trecerea de la perioada caldă la o perioadă mai rece, la umiditate, afecțiuni inflamatorii ale aparatului respirator superior sau afecțiuni care sunt generate de revenirea în comunitate, afecțiuni generate de revenirea în mediul intern de tip alergic. Putem să avem alergeni în mediul în care stăm și nu mai stăm atât de mult afară pentru că am revenit din concedii, poate în mediile de lucru avem alergeni, acarieni, sau poate pentru că se schimbă vremea, vom avea și o perioadă mai rece și atunci ne așteptăm să existe astfel de reacții de tip inflamator sau alergic. Revenind la infecția cu SARS-CoV-2, conform definiției de caz care este conținută în metodologia elaborată, publicată de Institutul Național de Sănătate Publică în 22 august 2023, deci o metodologie actualizată pe baza dovezilor științifice disponibile la nivel global, disponibile la Centrul pentru Boli și Controlul Bolilor de la nivel european, de la nivelul Statelor Unite, Organizația Mondială a Sănătății, avem ca simptome care definesc cazul patru elemente care sunt cele care dau definiția de caz. În primul rând, scurtarea respirației, dacă avem o dispneie, avem o dificultate de respirație, dacă avem febră, avem tuse sau apariția fără nicio altă legătură a modificărilor de gust sau a dispariției gustului sau dispariției mirosului. Acei termeni medicali care definesc aceste simptome, avem anosmia când nu mai avem miros, avem ageuzia când nu mai avem gust sau disgeuzia când avem perceperea gusturilor diferită față de gustul real. Toate aceste simptome ar trebui să ne ducă spre a ne adresa medicului de familie pentru a avea un diagnostic de certitudine, dar mai ales pentru a avea un tratament și o conduită adecvată pentru a nu infecta alte persoane și, dacă avem comorbidități, să poată fi tratate din timp. În condițiile în care avem aceste suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2, testele din farmacii rămân relevante? Rămânem acasă să ne tratăm în cazul unui test pozitiv? În primul rând, tot metodologia elaborată de INSP spune care este conduita. Dacă avem simptome severe, ne adresăm secțiilor de urgență de la spitalele de boli infecțioase sau prin serviciile de ambulanță, comunicând de la început motivul pentru care solicităm o asistență de urgență, tocmai pentru a se putea lua măsuri preventive pentru echipaj, pentru a putea fi dusă persoana la acele secții unde pot fi asistate. Pe de altă parte, ceea ce m-ați întrebat vis-a-vis de teste, trebuie să spunem că acum avem în circulație cel puțin 3 tulpini noi. Două dintre ele nu au fost circulante anterior. Personal, opinia mea este că testele care sunt acum pe piață sunt teste care au fost elaborate pentru tulpinile anterioare și au o specificitate mai mică. Respectiv, putem să fim infectați, dar să nu detecteze virusul. La fel, pot să aibă o sensibilitate mai mică dacă avem teste care au fost elaborate pentru o formă virală care venea cu o anumită concentrație, încărcătură virală
pe unitatea de produs biologic în care se putea face determinarea, s-ar putea ca aceste tulpini care sunt circulante să aibă o concentrație mult mai mică și să nu poată fi detectate, chiar dacă ar fi recunoscute. De aceea spun că dacă avem aceste simptome, trebuie să ne adresăm medicului de familie, pentru că pe baza anchetei epidemiologice, dacă am avut contact, dacă a fost în medii aglomerate, dacă în comunitatea în care suntem, fie familie, comunitatea profesională, există persoane cu simptome similare, atunci se poate pune și un diagnostic de probabilitate foarte mare și se poate face tratament, se poate lua măsura izolării sau a carantinării dacă există persoane contact. Dacă avem un test negativ, dar avem simptome, nu înseamnă că nu avem boala. Am văzut în mediul apropiat mie cunoștințe, prieteni care au avut simptome pentru care suspicionez existența unei infecții cu un virus din familia SARS-CoV-2, din familia coronavirusurilor, prin simptomatologia pe care au, dar pentru care testele rapide nu au putut să facă confirmarea. De aceea, dacă avem aceste suspiciuni, se face confirmarea prin teste de laborator, prin acele PCR-uri care au specificitate pentru tulpinile circulante și atunci se poate face confirmarea diagnosticului. Așadar, contează vă rog. Și repet ceea ce spun de la începutul apariției infecției cu SARS-CoV-2, contează foarte, foarte mult acuratețea felului în care se recoltează proba. Dacă o recoltează un personal necalificat sau dacă mi se pare că este un disconfort mult prea mare să se recolteze proba de la nivelul nazofaringelui, atunci probabil că nu o să se recolteze suficient de mult produs biologic care să influențeze determinarea. De aceea trebuie să fie făcută atât recoltarea, cât și prelucrarea probelor de personal specializat. O întrebare pur administrativă. Se pot întâmpla ca aceste simptome să apară în weekend, atunci când nu avem acces la medicul de familie? Știu că nu mai există acele centre de testare care erau și pe stradă și la unele spitale. Unde ne putem adresa de urgență pentru efectuarea acestor teste? Din ceea ce știu eu, testele se efectuează în perioada urgențelor prin camerele de gardă de la spitalele de boli infecțioase. Dacă există persoane care nu se pot deplasa, pot să solicite ambulanța și prin serviciile de urgență de ambulanță pot fi conduse la aceste servicii de asistență medicală, pentru că trebuie să corelăm atât testarea cât și și diagnosticul și primirea unui tratament. De asemenea, nu avem medic de familie, dar avem centre de permanență în multe localități și se poate adresa pacientul la centrele de permanență de asistență primară, unde medicul de gardă, medicul care se află în tură, poate să indice condita corectă. Și cu atât mai mult, am spus mai devreme care sunt cele patru simptome primordiale clinice pe care le dă definiția de caz. Dar am observat în practică și clinicienii care lucrează în secțiile de boli infecțioase sau la unitățile de primiri urgență vorbesc și despre simptome mai puțin specifice, dar care vin foarte frecvente la noua tulpină. Aici mă refer la durerile de gât, la apariția rinoreei cu genasul cu o secreție lichidiană care este greu de controlat. Pot să apară dureri de cap, cefalee, mai ales la persoanele tinere, cefalee care este rebelă la tratament. La copii pot să apară tulburări digestive care să nu fie legate cu administrarea unui tratament sau cu un tip de alimentație. Tulburări digestive care merg de la dureri de stomac până la crampe abdominale sau tulburări de tranzit cu scaune diareice sau vărsături. Și toate acestea ar trebui să ne ducă cu gândul spre eventuala posibilă infectare cu un virus de tip SARS-CoV-2. Aș mai adăuga durerile toracice, pot să apară transpirații care să nu aibă legătură cu o altă boală, cu o altă infecție virală sau cu expunerea la mediu, la o temperatură foarte caldă, și de asemenea o stare de oboseală. Toate infecțiile virale merg cu o stare de epuizare, cu o stare de oboseală inexplicabilă. Și atunci toate aceste, oricare dintre aceste simptome sau cumul de simptome ar trebui să ne îndrepte spre consultarea medicului de familie. Aș dori să precizez că dacă avem aceste simptome și starea de sănătate ne permite să nu fie necesar să ne deplasăm la o unitate de primiri urgențe sau la un spital, contactăm medicul de familie prin mijloace de comunicare la distanță. Pentru că deși acum avem forme relativ ușoare clinic,
pentru unii pacienți care au comorbidități severe, o infectare, un contact cu o persoană infectată poate să ducă la acutizarea și la exacerbarea bolilor preexistente care pot să meargă chiar și până la deces. Din totdeauna, de când există gripele, de când există aceste infecții cu virusuri de tip corona, se poate întâmpla și avem decese în fiecare sezon. Și acum avem decese raportate și tocmai de aceea conduita preventivă este esențială. Înțeleg de aici, doamna doctor, că nu trebuie să lăsăm garda jos în ceea ce privește prevenția, pentru că vorbim de perioada premergătoare iernii. Recunosc că ne-am mai relaxat după terminarea pandemiei și parcă de-abia așteptam să dăm măștile jos. Totuși, spuneți că nu trebuie să lăsăm garda jos. Nu trebuie să lăsăm garda jos, trebuie să rămânem preocupați, trebuie să utilizăm lecțiile învățate din pandemie, atât ca profesioniști în sănătate, ca administratori de sistem, dar mai ales populație. Am învățat din pandemie că este bine să evităm aglomerațiile, de ce să pierdem această lecție învățată? Am învățat să păstrăm igiena tegumentelor, să evităm contactul cu fluidele biologice, am învățat cum să tușim, am învățat cum să gestionăm produsele biologice, rinorea și mucusul eliminat prin secreții nazale, toate aceste lucruri trebuie să le considerăm un bun câștigat pentru toată viața noastră. De asemenea, am învățat în pandemie că este mai ușor ca în primele zile de debut al simptomelor să ne izolăm în așa fel încât să nu infectăm persoanele din comunitatea profesională sau din familie, putem să aplicăm și acum același lucru. Inclusiv metodologia spune că pentru cazurile care necesită îngrijiri clinice se face o izolare la domiciliu de 5 zile. Toate aceste lucruri le-am învățat. Nu trebuie să inventăm din nou roata, nici apa caldă. Sunt lucruri și viroze care am învățat să trăim noi ca umanitate. Și atunci trebuie să știm că le putem și preveni. De asemenea, trebuie să facem și distinția să nu intrăm în panică, pentru că nu orice simptom înseamnă că avem o infecție cu SARS-CoV-2. Nu orice simptom înseamnă că avem o infecție sau că avem o infecție virală. Pot să fie pur și simplu tulburări inflamatorii. Pot să fie tulburări, așa cum am spus mai devreme, generate de alergeni. De aceea este important ca diagnosticul diferențial să se facă prin medicul de familie. Medicii de familie au dobândit foarte multă cunoștință în această perioadă, sunt foarte alerți la ceea ce se întâmplă și dânsii cunosc pacientul. Tocmai de aceea este important să ne adresăm medicului de familie, care să știe tipul de reacție pe care îl avem fiecare dintre noi la expunerea la frig, la expunerea la viroze, la pur și simplu o stare de epuizare poate generată de stres sau de oboseală profesională și în acest context să se poată pune un diagnostic diferențial corect. Avem o declarație a medicului Cătălin Apostolescu, managerul Institutului Matei Balș din Capitală, făcută pentru Radio România Actualități. Din punct de vedere al aspectului clinic, cazurile din prezent seamănă cu cele din vară sau din primăvară, deși genetic virusul a suferit anumite mutații. Cine este expus riscului de a contacta virusul și cum arată mutațiile? Sunt mutații periculoase? Persoanele care sunt expuse să dobândească virusul sunt aceleași persoane care au fost și anterior expuse riscului. În primul rând, persoanele care au o imunitate deprimată, persoanele care se află sub tratament de imunosupresie, cum ar fi persoanele care se află în tratament oncologic, în faze acute de tratament oncologic, persoanele care sunt după transplant de organe sau după transplant, după diverse proceduri pentru boli hematologice, persoanele care din alte motive au o imunitate medicală, au o imunitate deprimată sau care se află într-o stare temporară de imunitate redusă. Pot să dobândească boala mult mai ușor copiii care nu au un sistem imunitar suficient de bine dezvoltat încât să recunoască agresiunea și să-și producă mecanisme interne de apărare, femeile gravide, persoanele vârstnice, persoanele cu diabet, pentru că boala în sine afectează capacitatea organismului de răspuns imunitar și la fel persoanele cu alte boli cronice.
Ceea ce am observat din clinică, din ceea ce spun colegii noștri clinicieni, formele clinice nu sunt la fel de severe, patogenitatea nu este la fel de mare, respectiv infecțiozitatea. Expunerea la aceeași situație nu contaminează la fel de multe persoane și formele clinice nu sunt atât de grave, dar nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe ureche, nu trebuie să stăm liniștiți acum pentru că această formă nu este la fel de agresivă, pentru că pe măsură ce virusul trece de la o persoană la alta, virusul produce mutații și vom putea avea foarte curând mutații care să devină mult mai agresive. De aceea este important să prevenim transmiterea, fie în plan prin conduită personală, fie prin reducerea riscului de transmitere la nivel comunitar. Vom discuta imediat și despre mutațiile virusului care circulă în Europa, pentru că suntem tot timpul influențați, cam la 2-3 săptămâni ajung și la noi, dar avem până atunci câteva mesaje de la cei care ne urmăresc pe Facebook. PCR-ul rămâne cel mai bun test, dar acesta costă, ne spune o ascultătoare de pe Facebook. O metodă mult mai costisitoare, se poate determina doar într-un laborator, costă mult mai mult, dar și aici trebuie să știm că, așa cum spunea și domnul doctor Cătălin Apostolescu, și virusul a suferit modificări genetice. Și atunci, dacă testele PCR nu determină acele secvențe din noile tulpini virale, putem să avem teste fals negative și la PCR. Tocmai de aceea este important să fie efectuate testele în laboratoare care să fie acreditate, care sunt la zi cu tot ceea ce înseamnă secvențierea virusului, tulpinilor circulante, și care preiau informația științifică de la forurile de cercetare internaționale, în așa fel încât proba pe care o determină și procedura pe care o aplică să fie raportate la virusul circulant, la tulpina circulantă. Vă mulțumesc pentru toate aceste precizări. Mai avem mesaje pe Facebook. Alexandra Tara, vă salut cu respect. Degeaba ne-am ferit cu măști în spații închise, că am fost infectat cu acest virus periculos, care într-adevăr nu a dispărut. Cu frisoane, temperatură mare, dureri în gât, de spate, nu pot lua antibiotic din cauza unei alergii generalizate. Va trece oare fără antibiotic? Pentru că eu mă simt foarte rău. Da, în primul rând, înainte de orice observație, noi aici nu dăm sfaturi clinice pentru pacienți. Pacientul trebuie să fie tratat de medicul clinician curant. În al doilea rând, a doua observație, și este observație generală, infecțiile virale nu se tratează cu antibiotic. Antibioticul tratează infecțiile bacteriene. Virusul SARS-CoV-2 răspunde la antivirale, la fel ca și virusurile gripale care răspund la antivirale. Pentru virusurile gripale avem medicamentele care sunt pe piață, sunt confirmate. Pentru virusurile de tip SARS-CoV-2 am avut și există tratamente antivirale care pot fi eficiente. În același timp este necesar un tratament de susținere a imunității și mai ales tratamente simptomatice pentru acele simptome care apar. Antitermice pentru febră, antialgice pentru dureri, hidratarea organismului, stimulente imunitare de tip vitamina C, zinc, alte suplimente nutritive care cresc imunitatea și care toate acestea se administrează la indicația medicului de familie, tocmai pentru a evita aceste situații de alergii sau de sensibilitate crescută la unul dintre componente. Medicul de familie cunoaște istoricul pacientului și știe să indice din clasa, fiecare clasă de tratament necesar, acea substanță sau acel medicament care este adecvat și la care pacientul nu a avut reacții secundare sau reacții adverse. Important este ca în orice cazuri să ne adresăm medicului, pentru că putem face, cred că, ușor confuzie între gripele de sezon, care de asemenea sunt foarte agresive în toamna aceasta, și infecția cu SARS-CoV-2. Da, trebuie să ne adresăm medicului și din acest motiv. Deocamdată sezonul gripelor nu a debutat. Gripele încep undeva la sfârșitul lunii ianuarie, tradițional pentru emisfera noastră. De aceea acum este perioada optimă pentru vaccinarea antigripală cu acele vaccinuri care conțin tulpinile identificate de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind probabil circulante pentru țara noastră. Pot să existe gripe, pot să existe și alte infecții virale care sunt acum circulante, care
unele dintre ele să aibă simptome dintre simptomatologia tipică pentru SARS-CoV-2. Dar având în vedere că infecțiile virale cu aceste tipuri de virusuri cu transmitere respiratorie și afectare aparatului respirator, dacă nu există comorbidități, sunt infecții care pot fi duse relativ ușor pe picioare, cred că utilizarea simptomaticelor va fi suficientă pentru a depăși starea de boală, starea de infecție acută de până la 7 zile. Trebuie subliniat că în afară de medicație este importantă și nutriția, alimentația, trebuie să ne hidratăm foarte bine și mai ales să ne odihnim. La toate bolile consumptive și infecțiile virale sunt boli explozive, odihna este unul dintre factorii care ne ajută să ne creștem imunitatea, să ne refacem mult mai repede și să-i dăm organismului capacitatea de a se autoregla. Au fost atât de multe discuții legate de imunizarea cu vaccin antigripal și mai apoi în ultimii 2 ani cu vaccinul anti-SARS-CoV-2, că mulți sunt reticenți acum, inclusiv la vaccinul antigripal. Ce le-ați recomanda persoanelor vulnerabile în acest moment, mai ales că ne apropiem de sezonul rece? Acest vaccin antigripal, în ce condiții îl recomandați? Vaccinul antigripal este recomandat și există grupe ținte de populație care sunt definite prin Programul Național de Vaccinare Antigripală. Persoane care au indicație prin existența unor comorbidități sau unor riscuri de a dobândi mai repede boala sau de a face forme mai severe, pentru care existența comorbidităților poate să pună viața în pericol. Și aici sunt persoanele vârstnice, copiii, pacienții cu boli cronice, cu diabet, cu afecțiuni cardiovasculare, pacienții oncologici, pacienții care au boli autoimune care permit vaccinarea și primesc această prescripție de vaccinare de la medicul de familie și ridică vaccinul de la farmacii. S-a modificat această formă de livrare. Așa este, este foarte important. Doamna Elena Chiriță ne întreabă de ce că nu s-a stabilit modul în care medicul de familie ne poate da rețetă pentru antigripal. Medicul meu a primit răspuns că antigripalul o să-l recomande pacienților în decembrie. El a sosit deja în farmacii. Să precizăm așadar că s-a schimbat modalitatea de procurare a acestui vaccin și că vaccinul va veni la farmacii, ceea ce înseamnă că oamenii vor trebui să-l achiziționeze de la farmacii și să se întoarcă cu el la medicul de familie pentru administrare. Da, probabil că acesta va fi circuitul. Cred că Ministerul Sănătății se află într-un stadiu avansat de elaborare și de comunicare a instrucțiunilor atât către populație cât și către medicii de familie. Medicii de familie prin asociațiile profesionale, Colegiul Medicilor și instrucțiunile de la Direcțiile de Sănătate Publică probabil că au fost informații, aceste informații sunt deja generalizate, iar detaliile le vor primi probabil când va debuta campania de vaccinare. Eu estimez că în următoarele săptămâni va debuta campania de vaccinare și vor putea pacienții să își procure vaccinul și să îl administreze. Recomand această administrare cât mai curând, în așa fel încât în următoarele 4-6 săptămâni să avem deja o imunitate specifică antigripală dobândită. Va fi o creștere în următoarele 2-3 săptămâni, estimați o explozie a numărului de cazuri, atât de gripe cât și de infectare cu virusul SARS-CoV-2? Estimez că în următoarele 2-3 săptămâni vor exista niște creșteri semnificative ale infecțiilor care afectează aparatul respirator și au o transmitere respiratorie. Sunt convinsă că din motivele pe care le-am expus anterior va fi greu de a fi alocate către un tip sau altul de virus. Dacă ne referim la noile tulpini de SARS-CoV-2, probabil că, dat fiind faptul că testele rapide nu au specificitate și sensibilitate mare, va fi greu să avem confirmarea unui diagnostic și la fel avem persoane care, pentru că fac forme clinice mai ușoare, probabil că nu vor necesita testarea prin PCR. Dar mă aștept să existe forme clinice simptomatice mult mai multe. Observăm deja că în ultimele 7 zile avem o creștere cu 50% a cazurilor. Am avut aproape 8.000 de cazuri și acum avem aproape 11.000, aproape 12.000 de cazuri. Deci mă aștept să existe o creștere mare. Această creștere
care poate fi generată de revenirea copiilor în comunități, copiii între ei transmit și la fel aduc acasă virusul, se face contaminarea adulților, adulții în mediul profesional, în mediul în care își desfășoară activitatea sau în mijloacele de transport, în centrele comerciale, în aglomerațiile în care participă, transmit între ei și mă aștept să putem ajunge chiar la focare sau la transmitere comunitară, focare atât în mediul profesional, în mediul spitalicesc. Avem deja cazul de la Spitalul Grigore Alexandrescu, comunicat zilele acestea cu 18 copii care au fost detectați ca fiind pozitiv, dar mă aștept să există focare simptomatice și în medii profesionale și unde nu neapărat vom putea avea confirmarea diagnosticului pe bază de PCR, ci pur și simplu prin existența unor grupe populaționale care dezvoltă simptome similare în perioade de timp concordante și cu legătură între ele. Foarte importante aceste informații pentru sănătatea noastră, pentru prevenție în primul rând. Trebuie să avem o atitudine preventivă și să nu lăsăm garda jos, așa cum spuneam mai devreme. Vă propun să luăm o pauză muzicală și revenim apoi cu discuțiile despre ce se întâmplă în jurul nostru din acest punct de vedere. La fântână, la izvor, se întâlnește dor cu dor, se sărută până mor și-și fac boia ochilor. La fântână, la izvor, se întâlnește dor cu dor, se sărută până mor și-și fac boia ochilor. Adăpade ziua spusă, să mă văd la tine dusă și să nu mai ducem dor, că-i greu inimilor. Adăpade, adăpade ziua spusă, să mă văd, să mă văd la tine dusă și să nu și să nu mai ducem dor, că-i greu, că-i greu inimilor. Se întâlnește drag cu drag, se sărută până-n prag, voia inimii și-o fac. Colovale sub cerdac, se întâlnește drag cu drag, se sărută până-n prag, voia inimii și-o fac. Adăbade ziua spusă, să mă văd la tine dusă și să nu mai ducem dor, că-i greu inimilor. Adăbade, adăbade ziua spusă, să mă văd, să mă văd la tine dusă și să nu, și să nu mai ducem dor, că-i greu, că-i greu inimilor. Să mă văd la tine dusă și să nu mai ducem dor, că-i greu inimilor. Adăbade, adăbade ziua spusă, să mă văd, să mă văd la tine dusă și să nu, și să nu mai ducem dor, că-i greu, că-i greu inimilor. Lai, la, la, lai, la, la, lai, lai, la, lai, la, 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 lai, la, lai, la, 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 lai, la, lai, la, 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 lai, la, lai, la, 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 Am revenit în studioul serviciului de noapte cu dr. Ioana Stâncel, expert în sănătate publică, medical intelligence și securitate umană.
Mulțumim pentru mesajele pe care ni le trimiteți pe Facebook și pentru că ne urmăriți la această oră târzie. Domnul Ilie Orlando, cel care seară de seară ne scrie, ne sugerează să vorbim și despre situația de la Marius Nasta, unde se desfășoară o anchetă despre medicii corupți, însă noi am informat pe parcursul emisiunilor noastre de știri de peste zile, probabil că vă vom ține la curent și mâine cu ceea ce se întâmplă. Deocamdată nu face obiectul emisiunii din această seară. Este o pată într-adevăr neagră la adresa medicilor. Discutăm, doamna doctor, în continuare despre reapariția COVID-19 și îngrijorările aduse de virus. Ne puteți urmări live video pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Vă așteptăm și intervențiile în direct 021-312-1054 sau 021-312-3558. Vorbeam despre noile variante de COVID-19. În Franța, medicii au fost puși în alertă despre o subtulpină din familia Omicron. Este vorba de pirola monitorizată de OMS, deoarece prezintă un număr mai mare de mutații, ceea ce o face susceptibilă de a se răspândi mai ușor. Există de asemenea Eris, o altă subvariantă a Omicronului care circulă destul de mult la nivel global și care se estimează a deveni predominantă, spun medicii din România. Ce se întâmplă în jurul nostru? Ce informații aveți? Pentru că depindem foarte mult de situația din Europa. În Europa au fost deja identificate arii în care avem aceste noi tulpini. Ne aflăm într-o perioadă globală de globalizare a circulației persoanelor și ca atare și de globalizare a circulației tulpinilor și mă aștept ca aceste tulpini să ajungă și la noi sau să fie deja prezente, chiar dacă nu au fost identificate prin secvențiere și obiectivate. Mă aștept ca aceste tulpini să devină circulante și comunitare, chiar la nivelul spațiilor din Uniunea Europeană sau în spații extracomunitare. Tocmai de aceea călătorii care participă la călătorii în Uniunea Europeană sau în alte spații trebuie să se informeze asupra stării incidenței, prevalenței virusului în comunitățile, în localitățile în care se deplasează, să ia măsuri personale de prevenire de la eventual purtatul măștii în spațiile închise sau în zonele de aglomerații foarte mari, evitarea aglomerațiilor, tot ceea ce înseamnă igiena tegumentelor, igiena în așa fel încât să avem respectarea precauțiilor generale de evitare a contactului cu fluidele biologice. De asemenea, avem o situație din Statele Unite unde Centrul de Control al Bolilor are o preocupare actuală privind incidența, privind apariția unor noi tulpini. Nu doar că aceste noi tulpini pot să ducă la o transmitere mult mai mare, dar dacă nu sunt cunoscute și forma lor genetică nu este cunoscută, atunci este foarte greu să avem un diagnostic, să putem face un PCR care să ne facă secvențierea care să poată fi comparată și să poată confirma obiectiva infecția cu un virus de tip SARS-CoV-2. Și mai ales de îngrijorare este patogenitatea, felul în care aceste noi tulpini vor afecta diverse funcții biologice ale organismului uman. Nu doar că s-ar putea să avem, să dobândim tulpini care să se transmită mult mai repede, dar pot să apară și tulpini care să dea forme mult mai grave de boală. Aceasta este îngrijorarea de tip de sănătate publică pentru orice epidemie. Să nu apară aceste versiuni, aceste tulpini care să genereze forme clinice foarte severe. Avem un ascultător la telefon, dorește să intre în legătură directă cu noi. Bună noapte, doamna Dorela Alistar. Da, bună dimineața, doamna Luminița Voina, și bună dimineața doamnei doctor invitată dumneavoastră. Vreau să vă spun că sănătatea este în momentul de față la pământ, total corupție la medici și la medicale. Că există. Și asta este o idee. Vaccinul antigripal în vremea comunistă era și se făcea la locul de muncă. De ce trebuie să cumperi vaccinul și să te duci întâi la medicul de familie să-ți dea rețete, până mai faci al doilea drum la farmacie și al treilea drum din nou la medicul de familie să te înțepe?
este inadmisibil la anumită vârstă, este greu să faci aceste drumuri. Vaccinul antigripal trebuie să fie la medicul de familie la care asistent alături și poate să vaccineze dacă vine pacientul. Eu vă urez și pun o întrebare, doamnei doctor, cum vede sănătatea românilor de acum în 10 ani? Bună seara și vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Era vorba și de transportul vaccinului antigripal, pentru că dacă îl cumperi de la farmacie, el trebuie ținut la o anumită temperatură și nu cred că pacienții reușesc să-l transporte în condiții de siguranță până la medicul de familie. Doamna Stâncel. Da, voi relua elementele despre care ne-a vorbit doamna Alice. Dar privind corupția din sănătate, cred că se văd acum eforturile de a combate această formă de corupție și încurajez pe toate persoanele care au indicii privind existența unor fenomene de tip corupție sau ilegalități să le denunțe organelor competente. La Ministerul Sănătății există un serviciu privind integritatea, există linii verzi la Direcțiile Generale Anticorupție, la orice secție de poliție, la orice manager de spital trebuie denunțate aceste fenomene de corupție, de ilegalități în sănătate, pentru că nu este normal ca ele să existe, ele afectează capacitatea sistemului de a răspunde nevoilor populației. Este interesant că în acest caz au fost întrebați, audiați și cei care au oferit mită. Nu cunosc detalii și prefer să nu comentez pe ceea ce nu cunosc în mod direct. Probabil că vom avea niște rapoarte finale în urma cercetărilor efectuate de procuror și în urma deciziilor care vor fi luate de instanțe. Până la deciziile instanțelor trebuie să considerăm că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție și, într-adevăr, starea de sănătate a populației face să existe o iritare față de existența unor fenomene de corupție. Dar până când acestea nu sunt confirmate printr-o decizie, cred că este bine, sau eu cel puțin prefer să pot să fac comentarii doar pe date certe pe care le putem avea ca urmare a intervenției organelor de cercetare penală și a instanțelor. Este o anchetă în curs de desfășurare și sigur așteptăm rezultatele acestei anchete. Despre vaccinul antigripal ne întrebase doamna Alistar. Vaccinul antigripal cred că este gratuit pentru categoriile care aparțin grupurilor țintă definite de Strategia Națională de Vaccinare Antigripală. Cred că Ministerul Sănătății ia în considerare inclusiv posibilitatea ca aceste vaccinuri să fie administrate prin farmacii, la nivelul farmaciilor. Și privind situațiile persoanelor care nu sunt deplasabile, probabil că în metodologia și instrucțiunile emise de Ministerul Sănătății vor fi luate în considerare persoanele greu deplasabile sau nedeplasabile, care vor necesita vaccinarea antigripală. Cred că Ministerul Sănătății va prelua și o parte din ceea ce discutăm noi în revista presei și va avea în vedere situația expusă de doamna Alistar, pentru care îi mulțumesc că a adus-o în atenția noastră și a autorităților. Mai avem un ascultător la telefon. Rămânem totuși și cu datori și cu răspunsul la întrebarea cum vedeți medicina în România în viitorii 10 ani, dar până atunci discutăm cu domnul Ruslan. Bună seara, bine ați venit la serviciul de noapte. Bună seara, bună dimineața dumneavoastră și stimatii noastre invitate. Referitor la ce a zis doamna dinaintea mea, dacă ar fi să luăm medicii la puritate, cel puțin 30%, ca să nu exagerez un alt procent, că nu sunt alt procent, practic această, și au trăit-o foarte mulți, dar nu vor să recunoască. Haideți acum să revenim la problema seriei. Vă rog. Vreau să întreb pe doamna doctor, mai este COVID o amenințare? Și dacă da, aș întreba dacă dânsa s-a vaccinat anul acesta sau sunt valabile vaccinurile de anul trecut. Dacă da, de ce populația nu mai este informată cu ajutorul mass media despre evoluția acestuia? Dacă da, de ce nimeni din Ministerul Sănătății nu mai apare pe ștică sau la radio să atragă semnal de alarmă? Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule Ruslan. Cred că o parte din răspuns l-am dat până acum, dacă este încă o amenințare la adresa sănătății publice COVID-19, dacă aveți de adăugat, doamna doctor, la această întrebare, vă rog.
Încă inclusiv Organizația Mondială a Sănătății a spus că nu mai este o pandemie, nu mai este o amenințare, dar rămâne o preocupare de sănătate publică. Și în acest sens, la nivelul Ministerului Sănătății, de la nivel național, fiecare stat își elaborează strategiile de sănătate publică. Pentru noi rămâne o preocupare, suntem conștienți și în mediul nostru profesional știm că vom avea din nou episoade de creștere a incidențelor. Nu ne așteptăm să fie episoade care să blocheze sistemul sanitar, dar ne așteptăm să fie o creștere a incidențelor și ne așteptăm să fie persoane care au comorbidități, care să facă forme mai complicate ale manifestărilor clinice, să facă forme care să necesite spitalizare. În privința imunizării, vaccinurile care sunt acum pe piață nu cred că acoperă noile tulpini. Probabil că deja sunt și am auzit doar săptămâna trecută de noi vaccinuri care au fost autorizate la nivel internațional pentru tulpinile circulante. În situația mea, mama vaccinată anterior cu vaccinurile care erau circulante pentru tulpinile din pandemie, am trecut prin mai multe episoade de infectare și de forme clinice de COVID și de expunere și am un titlu de anticorpi încă destul de mare. Nu prezint comorbidități severe în această perioadă, în așa fel încât să mă gândesc că o eventuală expunere la virusul SARS-CoV-2 sau la orice altă infecție virală ar putea să fie vitală în condițiile în care am avut expuneri repetate anterioare și am avut vaccinările anterioare atât anti-SARS-CoV cât și antigripale sau bateriile de vaccinuri care fac parte din schema națională de vaccinare. Dar cât ar putea rezista anticorpii în organism? Depinde de la persoană la persoană, depinde de titlul de concentrație a anticorpilor și depinde de imunitatea fiecarei persoane și dacă mai este expusă. Eu am povestit în unele emisiuni anterioare că a fost o perioadă când la câteva luni am avut expunere și chiar fără a avea forme clinice de boală îmi făceam testările pentru că am știut că sunt contact direct al unor persoane infectate. Repet, fără a avea forme clinice, am descoperit că eram infectată și fiecare nouă expunere, contact la virus a crescut titlul de anticorp și capacitatea de răspuns a organismului. Iată, domnul Alexandru Savu ne-a scris mai multe mesaje, ne semnalează un caz pe care spune că l-a trăit pe propria piele, că există foarte multă birocrație în spital, probleme cu ieșirea din spital semnată mult prea târziu, așteptare, chiar spune că a avut un caz în care a decedat un pacient, o rudă de-a dânsului și s-a întârziat foarte mult cu birocrația. Din acest punct de vedere, se leagă și cu întrebarea pe care o pusese doamna Alistar mai devreme. Cum vedeți situația din spitale din punct de vedere al birocrației? Iată, se vorbește foarte mult despre fonduri europene în ceea ce privește digitalizarea și cum vedeți evoluția în următorii ani? În primul rând, dacă sunt nemulțumiri punctuale, încurajez fiecare aparținător să se adreseze managementului unității sanitare pentru rezolvarea punctuală și cât mai rapidă a fiecarei situații. Știu că în situațiile de decese este neplăcut pentru familii să aștepte, să se facă acea autopsie, să se facă toate procedurile, dar unele dintre ele necesită timp și necesită reglementări, spre exemplu, aceste proceduri să se facă în următoarele 24 de ore de la deces și orice caz decedat în spital să poată fi considerat un caz suspect care să necesite autopsie. Tocmai de aceea sunt oarecum întârziate. Pentru alte întârzieri care pot fi prevenite, încurajez să se adreseze managementului spitalului, tocmai pentru a preveni ca în cazul altor persoane să apară astfel de probleme. Digitalizarea în sănătate aduce beneficii foarte mari dacă ar fi foarte bine utilizată și dacă am avea și infrastructura pentru digitalizare. Pentru că nu putem să avem niște oaze de dezvoltare digitală în condițiile în care nu avem rețele, în condițiile în care nu avem registre naționale pentru boli cronice care să fie funcționale și care să poată să preia date din digitalizare.
nu avem funcțional de plin dosarul electronic al pacientului, avem probleme de privind înregistrarea statusului de asigurat și cardurile de sănătate. Și nu în ultimul rând, România, deși este o țară cu o infrastructură digitală foarte bine dezvoltată, se întâmplă ca accesul la platformele informatice de sănătate să nu poată să fie realizat în timp real. Și aici medicii de familie sunt cei care suferă cel mai mult, pentru că au perioade îndelungate de-a lungul zilei sau consecutiv mai multe zile când nu se pot conecta. Toate aceste probleme duc la timpii morți, la creșterea timpului de acces la servicii. Cred că digitalizarea ar trebui să ne ajute să depășim aceste probleme dacă ea ar fi concepută și adaptată pentru România, să nu avem modele de import care să nu poată fi practicate în România. Nu în ultimul rând, digitalizarea vine și cu riscuri, riscurile de la hacker care pot să intre în sistem, riscurile dependenței foarte mare de digitalizare în condițiile în care nu avem și suport letric, nu avem informațiile în alte feluri de documente, riscuri de pierdere, de vulnerabilități privind stocarea datelor. Toate acestea cred că vor fi luate în considerare în noul concept de digitalizare. Într-adevăr, digitalizarea ar reduce resursele utilizate, ar scurta timpii de acces, ar permite realizarea unor baze de date în așa fel încât să se poată face și prognoze, studii longitudinale în timp, dar în același timp să avem și accesul la dosarul electronic al pacientului, la informația pacientului, la diversi furnizori, chiar și atunci când pacientul poate fi în imposibilitatea de a repeta, de a itera propriile probleme. Privind infrastructura spitalicească, nu sunt foarte optimistă, pentru că avem o populație care este deja îmbătrânită. Problemele vârstei a treia, problemele de boli cronice se manifestă din ce în ce mai des la vârstă mai tinere. Nu avem educație sanitară, nu avem acces la servicii de sănătate primare sau la timp și atunci de cele mai multe ori observăm boli foarte grave care se depistează târziu și se tratează. Încearcă tratarea lor târziu, ca atare cu costuri mult mai mari, cu șanse mult mai mici de sănătate și cu necesitatea unor servicii mai complexe și de aceea cred că starea de sănătate a populației și calitatea vieții din punctul de vedere al elementelor de sănătate medicale va scădea foarte mult, ceea ce va necesita o investiție mult mai mare în sănătate, vor necesita fonduri mult mai mari pentru diagnostice, pentru terapii, pentru recuperare și cred că aceste lucruri trebuie să fie avute în vedere în prognozele inclusiv bugetare pe termen lung pe care autoritățile naționale trebuie să le facă. Pentru că vorbiți despre starea de sănătate a populației, viața ni s-a complicat mult după pandemie, au fost multe probleme de sănătate neglijate în acei doi ani și jumătate. De aceea aș vrea să vă întreb, intrăm acum în sezonul rece mult mai slăbiți decât în alții ani datorită sau din cauza factorilor stresori la care am fost supuși pe parcursul ultimilor ani? Probabil că factorii stresori au dus la o afectare a imunității, dar cred că în același timp faptul că avem o situație care este cronică, ne-am obișnuit cu pandemia, ne-am obișnuit cu situația de după pandemie, nu ar trebui să ne îngrijoreze. Cred că persoanele care au trecut prin boală și care au sechele ar trebui să facă un bilanț și ar trebui să știe cum, la indicațiile medicului specialist, cum să se pregătească pentru sezonul rece care vine cu frig, cu umiditate, cu riscuri crescute de inflamații sau de preluare a unor noi infecții. Dar, pe de altă parte, nu cred că afectarea, în general, a capacității de răspuns a organismelor nu este atât de mare, ci doar la persoanele care au avut forme grave de boală. Dar, în același timp, trebuie spus că, într-adevăr, au fost boli, patologii care au fost fie limitate ca acces, nu au avut acces la tratament, fie persoanele au spus nu este chiar cea mai mare prioritate, cea mai importantă problema mea decât să mă duc la spital să mă infectez cu virus SARS-CoV-2, mai bine nu mă duc, și care au evoluat și acum sunt în faze foarte avansate de boală. Și pentru acești pacienți cred că fiecare zi contează și contează să aibă acces la servicii de sănătate, diagnostice, terapeutice, de recuperare și acolo unde se poate interveni medical să se facă intervenția cât mai devreme, nu pentru că am putea recupera ultimii ani, ci pentru că mai avem capacitatea de răspuns, mai avem soluții, fereastră de oportunitate de intervenție medicală la multe dintre boli și atunci fiecare persoană, dacă are o afectare
infectare acută, îi recomand să meargă la medic, medicul de familie sau chiar la urgență, pentru persoanele cu boli cronice care în această perioadă nu neapărat că au neglijat, dar poate că le-a fost frică să meargă în comunități medicale pentru a se testa, pentru a-și face monitorizarea, le recomand să meargă să-și facă monitorizarea. Bolile cronice au avut de suferit, pacienții cu boli cronice au avut de suferit în această perioadă a pandemiei, dar evoluția bolilor cronice nu a stopat. Nu s-au pus între paranteze să se suspende evoluția lor și să le reluăm acum. Ele au evoluat și tocmai de aceea este necesară monitorizarea, poate schimbarea unor scheme de tratament, poate intervenții chirurgicale, poate intervenții de alte tipuri terapeutice, poate s-au adăugat alte comorbidități și necesită o completare a tratamentului. Tocmai de aceea recomand, încurajez și recomand ferm ca pacienții cu boli cronice să-și facă această monitorizare înainte de apariția perioadei cu temperaturi scăzute, cu intemperii și cu aglomerație. Reținem toate aceste informații valoroase pe care ni le dă în această noapte doamna doctor Stăncel. Suntem la finalul primei orei de discuții, dar nu plecați pentru că ne întoarcem după știrile orei 1. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Daniel Negu și vă prezint știrile orei. Curtea Constituțională a amânat pentru 3 octombrie luarea unei decizii privind legea care vizează cumulul pensiei cu salariul. Obiecția de neconstituționalitate în legătură cu acest act normativ a fost formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție la finalul lunii iunie. Potrivit legii bugetarilor, le va fi interzis să mai cumuleze salariul cu pensia, iar cei aflați în această situație vor avea la dispoziție 30 de zile calendaristice ca să opteze pentru unul dintre cele două drepturi. Consiliul Economic și Social a dat aviz nefavorabil proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului, care prevede ca introducerea de noi impozite, majorarea celor existente sau eliminarea unor facilități să se poată aplica într-un termen mai scurt de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial în situații de deficit excesiv. Reprezentanții CES precizează că măsura propusă produce impredictibilitate în domeniul legislației fiscale și implicit în activitatea persoanelor fizice și juridice în condițiile unor proiecte personale și planuri de afaceri aflate în derulare. Instituția mai subliniază faptul că problema de deficit bugetar trebuie rezolvată prin administrarea eficientă a veniturilor publice. Peste 500 de polițiști din penitenciare au protestat ieri în București la sediile Ministerelor Finanțelor și Justiției. Pe lângă problemele semnalate public în ultima perioadă, legate de salarizare, condițiile de muncă și deficitul de personal, aceștia au adăugat măsurile incluse în pachetul fiscal prezentat de guvern. Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Cosmin Dorobanțu, a declarat: suntem împotriva creșterii taxelor și impozitelor, împotriva tăierii posturilor nebugetate din instituțiile publice, suntem împotriva desființării unor funcții de conducere șef birou din instituțiile publice și în timp ce noi protestăm acum, peste 30 de penitenciare din țară au activitatea blocată din cauza acestor măsuri. În continuare vom bloca activitatea penitenciarilor până când clasa politică va avea un dialog real și constructiv cu sindicatele.
Cosmin Dorobanțu. Guvernul de la Moscova a anunțat ieri că a introdus restricții temporare la exporturile de benzină și motorină pentru a stabiliza piața internă. În ultimele luni, Rusia s-a confruntat cu o penurie de combustibil, iar prețurile au crescut în contextul majorării cotațiilor lațiței pe plan global și al deprecierii rublei. Ministrul rus al agriculturii declara recent că penuria amenință să perturbe recoltarea de toamnă și însămânțarea și a cerut suspendarea exporturilor de produse petroliere. Și datele meteo, în această noapte cerul va avea norări temporare, mai accentuate în jumătatea de vest a țării. Vor fi averse însoțite îndeosebi în prima parte a nopții și de descărcări electrice local în Banat, Crișana, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, iar spre dimineață pe arii restrânse și în Maramureș și Transilvania. Temperaturile minime, mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată, se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Acum în București sunt 20 de grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu. Bun găsit tuturor! România va fi reprezentată de un lot format din 7 sportivi, 3 la masculin și 4 la femin, la Grand Prix-ul de sărituri cu schiurile din Cupa Mondială de Vară, gazon artificial, care se va desfășura în perioada 22-24 septembrie la Complexul Olimpic pentru Sporturi de Iarnă, Valea Cărbunării din Râșnov. Lotul masculin va fi alcătuit din Andrei Feldorean, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, iar la feminin din Dana Haralambie, Alessia Mâțu, Diana Trâmbițaș și Delia Folea. La Grand Prix-ul de la Râșnov, unde intrarea publicului va fi liberă, vor participa unii dintre cei mai buni săritori cu schiurile din lume, scopul acestora fiind de a acumula puncte în clasamentul mondial, în baza căruia se va stabili calificarea la Jocurile Olimpice de iarnă. Meciurile din prima etapă în cele patru grupe ale Cupei României Betano, ediția 2023-2024, sunt programate în perioada 26 septembrie-28 septembrie. Următoarele două etape sunt programate pe 1 noiembrie, respectiv 6 decembrie 2023. Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală. Știrile orei 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte, realizată de Luminița Voine. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități. Ora a doua a serviciului de noapte, vom discuta despre importanța recuperării după boală, alimentație și imunitate. Este alături de noi dr. Ioana Stâncel, expert în sănătate publică, medical intelligence și securitate umană. Ne puteți urmări în continuare live video pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Ațoghină. Vă așteptăm intervențiile, opiniile și comentariile 021-312-1054 sau 021-312-3558 sunt numerele de telefon la care puteți intra în direct cu noi. Aș vrea să citesc un mesaj primit pe Facebook. Interesantă emisiune, mulțumim. Îmi este teamă că și de data asta vor acționa negaționiștii care influențează populația, spune doamna Titiana Nicățene. M-am vaccinat cu 3 doze, am făcut și COVID, dar fiind vaccinat am trecut foarte ușor prin boală, nu am rămas cu sechele. Am suportat mai greu speculațiile negaționiștilor. Așadar, doamna doctor Ioana Stâncel, cele două sau trei doze de vaccin au asigurat trecerea mai ușoară prin boală, dar pentru momentul de față ele nu mai au niciun efect. Pot să mai aibă efect pentru că rămâne un efect restant remanent al imunității specifice și organismul odată antrenat să aibă un răspuns imun va avea și o imunitate nespecifică ori de câte ori se va întâlni cu o nouă agresiune virală. Deci acesta este beneficiul vaccinării, principiul vaccinării și beneficiile vaccinării.
și trebuie să ținem cont de ele. Faptul că există persoane negaționiste, persoane care vin cu diverse campanii de fake news, diverse persoane care vin cu teorii ale conspirației, dar pe care nu le pot baza pe dovezi științifice, ar trebui să ne îngrijoreze pe toți, atât pe noi, experți în sănătate publică, cât și pe dumneavoastră, partenerii noștri în comunicare și populația. Recomand populației să ia informațiile doar de la instituțiile autorizate, de la experții care sunt autorizați în domeniul în care lucrează. Avem instituții de sănătate publică, avem Ministerul Sănătății, autorități care vin cu informații și care au și responsabilitatea să oferă informația corectă și la timp. De asemenea, dacă văd că o informație nu este, li se pare că nu este suficient documentată, dacă văd că informația este foarte ciudată față de tot ceea ce au auzit până atunci, le recomand să mai caute și alte surse, să nu se încreadă în prima informație sau ceea ce ni se pare că ne e propriu, că ne convine, că am acceptat mai ușor. De aceea, de multe ori pierdem vieți, pierdem o perioadă de oportunitate de intervenție, de fereastră de intervenție și în aceste teorii ale conspirației trebuie să știm că nu totdeauna au cele mai bune intenții. În spatele lor există și alte obiective, alte agende care nu sunt evidente la prima vedere. Sigur, trebuie să mergem pe acele surse sigure, oficiale și avizate pentru a obține toate informațiile care privesc sănătatea noastră. Avem un mesaj primit pe SMS. Bună dimineața! Unde ne putem vaccina anti-COVID? Acum știu că s-au închis centrele de vaccinare. Cred că mai există posibilitatea de vaccinare prin spitalele de boli infecțioase, dar nu știu în mod concret la acest moment care sunt centrele de vaccinare. Pot să întreb mâine și să fac demersuri și să postați pe pagina dumneavoastră de Facebook răspunsul concret, pentru că nu aș vrea să ofer o informație incertă și insuficient documentată la acest moment. Erau niște declarații oficiale pe care le-am citit chiar în cursul zilei de astăzi. Se preconizează ca aceste vaccinuri COVID să se găsească de asemenea în farmacii în perioada următoare. Așteptăm să vedem ce se întâmplă, așteptăm comunicările publice pe tema aceasta. Pentru că ați vorbit foarte mult despre imunitate, despre igienă, despre prevenție, haideți să amintim setul de reguli de la care nu ar trebui să ne abatem în această perioadă, pentru că este o perioadă importantă în care imunitatea joacă un rol foarte important. Da, în primul rând trebuie să ne asigurăm că nu intrăm în contact cu fluide biologice ale altei persoane. Aici mă refer la secreții nazale, salivă, expectorat, spută, lichid gastric eliminat prin vomă, alte lichide fluide biologice, pentru că toate pot să fie contaminate. Dacă am intrat în contact sau dacă nu am intrat, dar venim din mediul exterior, dacă am fost în spații aglomerate, am fost în mijloace de transport, am pus mâna pe diverse subiecte, diverse substrate de suprafețe, probabil. Da, și suprafețe sau diverse obiecte care au fost atinse de mai multe persoane, pornind de la bancnote sau de la uși, de la alte suprafețe, trebuie să ne dezinfectăm tegumentele foarte bine și dezinfecția înseamnă o primă etapă de spălare, îndepărtare a mizeriei, a tot ceea ce înseamnă adaos fizic și apoi dezinfecție, care înseamnă îndepărtarea unui substrat biologic. Dacă ne aflăm în medii aglomerate sau în medii în care pot să existe persoane infectate, să purtăm masca. Eu recomand purtarea măștii acolo unde există medii aglomerate sau unde pot fi persoane infectate. Fie că ne ducem la spital, la medicul de familie, în mijloacele de transport în comun, dacă avem colegi de școală, de la serviciu, dacă avem colegi care sunt simptomatici și care nu sunt acasă, să purtăm mască. Dacă mergem în centrele comerciale, în piețe, acum încă sunt târgurile de toamnă, unde este aglomerație foarte mare și este o probabilitate foarte mare să existe și persoane infectate, fie că știu, sunt simptomatice sau ușor simptomatice, fie că nu știu și doar transmit virusul, să avem grijă să purtăm aceste măști și să ne dezinfectăm tegumentele. De asemenea, un element de
terapie este recunoașterea timpurie a simptomelor, tratarea lor prin tratamente simptomatice sau pentru unele dintre ele acolo unde se pretează cu tratamente, remedii tradiționale, izolarea și mai ales odihna ca să ne putem reface, să organismul să poată să lupte cu virusul și în același timp să nu fim o sursă de infectare pentru cei din apropierea noastră. Pentru că poate că nu ar fi atât de dificil să revenim la acea minimă trusă de prevenire, gelul antibacterian și masca pe care să le purtăm cu noi în poșetă și dacă simțim suspiciuni să le folosim. Da, aici aș vrea să fac o primă observație. Masca trebuie să fie într-un înveliș individual, fie că o punem într-o pungă autosigilabilă, o punem în ceva, pentru că dacă masca este ținută cu ambele suprafețe spre exterior sau mediul exterior, fie în geantă, în poșetă, în buzunar, ea se contaminează și în loc să existe o barieră de protecție, ea devine de fapt o sursă de infectare pentru noi. La fel, masca trebuie înlocuită. Nu putem să folosim aceeași mască în mod repetat, nu putem să folosim mai multe ore. Dacă vom avea ploi sau există transpirație, există respirație umedă, masca se umezește și crește porozitatea, crește capacitatea de transfer și scade capacitatea de protecție, de oprire a trecerii virusului, a trecerii fluxului aerian, atunci aceste particule vor penetra masca și va fi mai puțin eficientă spre ineficientă sau dacă deja a fost contaminată, masca în sine devine un risc. Trebuie să avem gelurile de protecție, trebuie să avem batiste de unică folosință, am suflat nasul, le-am aruncat în mediile în care se colectează, nu aruncăm pe jos, nu scuipăm pe jos. Acestea sunt eliminări de produse biologice în mediu care contaminează mediu, contaminează persoanele care iau contact cu ele și contaminează comunitatea. De aici există riscurile de ajungere la transmitere comunitară. Doamna doctor, există simptome ale unei imunități scăzute? Pentru că, în general, organismul îți dă anumite semne atunci când este în suferință. Este valabil și în cazul imunității? Da, există simptome, care pot să difere de la situația unei persoane la situația altei persoane. În general, persoanele care fac mult mai repede viroze, care sunt mult mai stresate, care au diferite afecțiuni cronice, care au diferite afecțiuni de tip alergic sau de tip iritații, este evident că organismul are o problemă imunitară în cazul acestor persoane. Există persoane care se știu cu o imunitate deprimată sau compromisă ca urmare a administrării unor tratamente sau unor boli preexistente. Și atunci fie tratamentul le scade imunitatea, fie boala preexistentă le scade imunitatea și sunt persoane care au această problemă. Nu în ultimul rând, trebuie spus că oboseala, oboseala acută sau oboseala cronică, stresul, sunt situații în care organismul nu mai are capacitatea de răspuns imun la fel de bună. Organismul se pregătește de luptă, dar nu mai are capacitatea de răspuns imun pe termen lung. Din păcate, trăim vremuri care ne expun foarte mult la oboseală și la stres. Nu prea putem să ne găsim așa liniștea atât de ușor. Tocmai de aceea poate că dacă găsim momente de recreere, dacă ne găsim situații în care să putem îndepărta stresul sau să ne putem relaxa prin hobby-uri, prin practicarea unui sport, prin petrecerea cât mai mult a timpului în mediul exterior, încât temperatura ne permite, vremea ne permite să stăm afară, să ne creștem imunitatea, să dobândim încă situația de a produce vitamina D naturală, care este unul dintre factorii de protecție de tip imunitar, să petrecem cât mai mult timp afară, în aer liber, în aer curat, să putem să ne relaxăm și în același fel să îndepărtăm factorii de risc de tip stresor asupra organismului. Doamna Alexandra Tara pe Facebook vă mulțumește pentru explicațiile corecte pe care le oferiți în această emisiune și formulează și o întrebare: dacă am fost infectată, ne mai putem infecta sau primim o oarecare imunitate?
Dacă am fost infectați, ne mai putem infecta pentru că avem tulpini diferite de virus. Fiecare tulpină are capacitatea de a ne infecta. Avem mai multe tipuri de virusuri circulante. Nu avem doar virusul SARS-CoV-2, avem și alte tipuri de tip, virusuri de tip corona sau de tip gripal și ne putem infecta. Ceea ce ne dă un factor de protecție, o expunere anterioară, este situația în care avem anticorp, rămânem cu anticorp pentru o anumită perioadă de timp, dar și faptul că odată ce am fost infectat sau am fost vaccinat, organismul s-a antrenat, are capacitatea de a răspunde mai repede și în mod specific unei noi întâlniri cu virusul. Și atunci acesta este motivul prin care aceste intervenții de tip vaccinare sunt cele care ne asigură că vom avea forme clinice mai ușoare de boală. Vă mulțumim pentru toate aceste precizări. Facem o pauză muzicală și revenim pentru că schimbăm subiectul. Vom vorbi despre importanța recuperării după boală, imediat după o scurtă pauză muzicală. Unii vă doar cercul lor închis, alții luptă pentru orice vis. Eu lupt doar să păstrez iubirea ta, cum am promis. Pentru bani în cont, alții luptă să nu piardă tot. Eu lupt să te găsesc aici când mă trezesc din somn. Când noaptea ne găsește iar, îmbrățișați interstelar. Ascultat piesa Interstelar cu Alexia. Noi revenim aici în studioul serviciului de noapte. Vorbim în continuare cu doamna doctor Ioana Stăncel despre importanța recuperării după boală,
alimentație și imunitate. Am trecut prin momente dificile, pandemia a fost o amenințare la nivel global, iar cei care au trecut prin faze critice nu s-au refăcut total nici acum. Și aș vrea să vă întreb ce tip de recuperare se poate face pentru așa numita formă long COVID, pentru că sunt pacienți care au rămas cu probleme, din păcate, respiratorii, de memorie, de oboseală? Pentru fiecare dintre formele de long COVID există terapii de recuperare. Există terapii de recuperare care se fac inclusiv din forma acută a infecțiilor respiratorii. Eu am recomandat tuturor cunoștințelor mele și eu am practicat toate perioadele de infectare cu virusul SARS-CoV-2, gimnastica respiratorie, conduita posturală sunt esențiale pentru a mobiliza baza plămânului, să nu există stază, să se păstreze capacitatea ventilatorie la nivel pulmonar. Pentru fiecare tip de afectare secundară post-COVID există terapii de recuperare, fie prin diverse specialități care să facă diagnosticul diferențial. Spre exemplu, dacă avem long COVID cu brain fog, să ne asigurăm că nu avem accidente vasculare sau nu există o altă patologie neurologică, sau dacă avem afectări osteoarticulare, că nu există alte patologii. Și există o specialitate medicală, medicina de recuperare, care prin intervenții fie de balneologie, fie de fizioterapie, de kinetoterapie, prin intervenții complexe, pot să asigure odată încetinirea evoluției bolii spre cronicizare și în al doilea rând recuperarea, cât de mult se poate să ne aducă spre funcționalul anterior. Este important să se facă intervenția de recuperare cât mai repede posibil, fie în mod preventiv, fie în sens curativ de recuperare. Pentru prima parte a emisiunii și nu am terminat de spus, ca și conduită preventivă trebuie să evităm să punem mâna la gură, la nas, la ochi. Dacă am strănutat, să acoperim nasul, să acoperim gura, să folosim acele batiste de unică folosință, cum spuneam, și neapărat să ne spălăm pe mâini. Ne spălăm pe mâini de fiecare dată când se întâmplă un astfel de incident, când punem mâna pe suprafețe, pe uși, când intrăm în contact cu alte persoane și este important să-i ajutăm pe cei care fie nu au capacitatea de a recunoaște riscul. Prin boli pe care le au, prin vârstă, de copii mici sau persoane în vârstă, să le ajutăm să facă această prevenție. Aș vrea să ne întoarcem puțin la terapiile de recuperare. Sigur, nu uităm aceste reguli pentru că e important să ne amintim de ele și să ne protejăm. Este vorba despre sănătatea noastră și se spune că sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem în viață, pentru că dacă nu suntem sănătoși, se duc toate planurile noastre, se duc de râpă. Așa că întorcându-ne la terapiile de recuperare, unde se pot face aceste terapii și la recomandarea cui? Putem cere pur și simplu sau prin medicul de familie? Terapiile de recuperare se fac prin secțiile clinice, fie cu paturi de spitalizare continuă, spitalizare de zi, ambulatorii de specialitate de recuperare. Pentru aceste tipuri de servicii, pacientul se adresează medicului de familie, de unde primește un bilet de trimitere pe baza căruia se adresează pentru programare la serviciile de recuperare. Medicul de familie va indica tipul de patologie pentru care se face recuperarea, pentru că avem o patologie, avem procedee de recuperare diferite, spre exemplu, pentru osteoarticular, față de procedeele de recuperare pentru pacienții neurologici sau față de pacienții postoperatori sau față de pacienții cu arsuri sau față de pacienții cu afectare respiratorie post-COVID. Fiecare din aceste tipuri de patologii necesită tipuri de recuperare diferite și medicul de familie indică diagnosticul pentru care se cere recuperarea, iar medicul specialist de recuperare medicală indică procedeele care sunt adecvate fiecarei patologii, urmând să facă prescripția procedeelor, periodicitatea lor, intensitatea, să cumuleze mai multe procedee în așa fel încât să maximizeze răspunsul rezultatelor. Cât înseamnă recuperarea din economia unei boli?
contează foarte mult, contează de la pacient la pacient și de la boală la boală, dar din punctul de vedere al sănătății publice, recuperarea medicală, tot ceea ce înseamnă ca domeniu, este al treilea pilon care dă stabilitate serviciilor medicale. Avem medicina preventivă, avem medicina curativă pentru bolile care deja s-au instalat și avem medicina de recuperare care să aducă înapoi funcționalitatea, confortul, calitatea vieții pacientului. Și este acel al treilea punct fix care să dea stabilitate îngrijirii unui pacient. Este esențială și este esențial să se facă de îndată ce este posibil de la apariția bolii. Cât mai repede posibil, cu atât avem șansa de recuperare mult mai mare a funcționalității și a recuperării integrale. Ați amintit despre prevenție. Ne-a intrat în obicei nouă românilor să facem analize de rutină și prevenție, pentru că în străinătate sistemele medicale sunt bazate în primul rând pe această medicină de prevenție, unde sunt alocați și cei mai mulți bani. Da, acum din ce în ce mai des sunt pacienți care solicită aceste tratamente de pe monitor sau pe prevenție. Medicii le prescriu din ce în ce mai des. Trebuie să păstrăm un echilibru între uzul acestor analize și abuzul, pentru că se întâmplă de cele mai multe ori să vină pacientul și să spună: dați-mi trimitere la analize. Ce analize? De toate. Fiecare tip de analiză este prescrisă pentru un anumit tip de patologie. Nu există, dați-mi analize, faceți-mi o scanare de tip imagistic din cap până în picioare, dați-mi toate analizele. Pentru fiecare patologie, pentru fiecare pacient în parte, medicul curant indică tipul de investigații paraclinice, fie de laborator, fie de imagistică, care sunt necesare. Dar trebuie repetat, avem o populație care este în vârstă, avem o populație care are o incidență crescută a bolilor cronice și pentru aceste boli este necesar ca pacientul să meargă la monitorizare periodic. Acolo, pentru patologia dânșilor, spre exemplu pentru diabetici, pentru bolile cardiovasculare, pentru bolile de alte boli de nutriție, medicul are un dosar, are un parcurs al pacientului și știe ce completări sunt necesare sau asupra căror parametri trebuie să vină să-i compare cu perioada anterioară. Doamna Stâncel, sunteți expert în sănătate publică, dar și în medical intelligence și securitate umană. Din această perspectivă, aș vrea să ne spuneți care sunt noutățile în materie de medical intelligence și care considerați că sunt cele mai mari riscuri în materie de securitate umană? Din punctul de vedere al medical intelligence, suntem conștienți că, deși am trecut printr-o pandemie, avem multe lecții de învățat, trebuie ca sistemele de sănătate, sistemele de administrare, sistemele politice să fie pregătite pentru apariția unor noi epidemii, unor noi situații de urgență de sănătate publică. Ne așteptăm să mai există epidemii cu diverse tipuri de virusuri care au un transfer de la din zona zoonozelor spre subiecti umani, să apară noi tulpini care să crească patogenitatea, severitatea bolilor și, în ultimul rând, să fim pregătiți pentru îngrijirea pacienților cu boli cronice și să trecem la noile terapii preventive din timp. Dar credeți că mai poate fi vorba de o pandemie de amploarea celei prin care am trecut, de COVID-19? Cred că mai sunt posibile pandemii. Probabil că lecțiile învățate au învățat sistemele sanitare, sistemele de sănătate să răspundă mult mai bine și să aibă o capacitate mult mai rapidă și mult mai extinsă de răspuns. Dar pandemii și epidemii regionale, epidemii de intensitate crescută mai sunt posibile, așa cum au fost și anterior. Sunt convinsă de lucrul acesta, la fel cum sunt convinsă că sistemele de sănătate au învățat lecții, au învățat lecții de a fi pregătite, de a recunoaște la timp. Avem partea de cercetare, dezvoltare care este foarte avansată și atunci va scurta timpul de intervenție și contează foarte mult că avem și populația care a trecut prin această pandemie, chiar dacă nu ne place, dar am învățat lecții, am trăit cu ea, am învățat că trebuie să acceptăm unele măsuri de intervenție, de intervenție de tip societal, am învățat că trebuie să ne adresăm medicului, am învățat că se și moare, că nu suntem nemuritori și că atunci este mai important să ținem cont de sfaturile medicilor, nu să ne luăm după ureche sau după diverse teorii conspiraționiste.
cred că acestea sunt lucruri pe care le-am învățat și de care vom beneficia pe viitor când ne vom întâlni cu noi episoade de intensitate epidemică regională sau poate chiar globală. Îmi amintesc declarațiile din timpul pandemiei, spre sfârșit de pandemie, în care tot mai mulți medici ne spuneau că trebuie să învățăm să trăim cu virusul SARS-CoV-2. Da, și eu cred, sunt convinsă că am învățat să trăim cu virusul SARS-CoV-2, așa cum am învățat să trăim și cu alte viroze, așa cum vom învăța să trăim și cu alte virusuri. Sunt miliarde de virusuri care sunt circulante, nu toate sunt patogene pentru om, sunt alte miliarde de tulpini patogene pentru om, dar care nu sunt atât de agresive și cu care trăim. De asemenea, avem avantajul tehnologiilor medicale, avem avantajul că pentru multe dintre virusurile care sunt de îngrijorare de sănătate publică avem vaccinuri. Avem vaccinuri pentru vreolă, avem vaccinuri pentru diverse alte infecții care sunt de preocupare de sănătate publică și aici cred că este un foarte mult loc de intervenție. Am avut la nivel național o acoperire vaccinală foarte bună pentru aceste patologii care fac parte din bateria de vaccinuri din schema de tratament din strategia națională de vaccinare, dar din păcate din ce în ce mai des, pe baza teoriei conspirației, pe baza lipsei de educație medicală, ne confruntăm cu situații în care persoanele adulte refuză vaccinarea minorilor. Dar aceste persoane adulte sunt persoane care la rândul lor au beneficiat de vaccinare. Sunt persoane care au evitat boala pentru că au fost vaccinate, dar care acum se opun vaccinării minorilor. Și cred că aici este rolul nostru al fiecăruia dintre cei care deținem o expertiză medicală, care deținem informație, să o transferăm informația științifică, tehnică, încât să fie accesibilă populației. Avem vaccinuri care sunt testate, care sunt sigure și care pot să prevină boli grave. Încă se moare de rujeolă, am avut epidemii de rujeolă, în continuare vom avea epidemii de rujeolă pentru că statusul vaccinal este din ce în ce mai redus. De asemenea, avem populație migrantă, avem populație care vine din zone în care nu au fost vaccinate, am avut pe episoadele de epidemie rujeolică post-conflictul din Siria și au venit populație nevaccinată, avem populație care vine din teritorii cu rate de incidență, prevalență crescută, cum ar fi o populație care vine din zone cu incidență crescută a tuberculozei multidrag rezistente și pentru care avem și terapie, avem și vaccinuri, dar toate acestea trebuie să fie făcute la timp. Este o provocare pentru sănătatea publică, dar este o provocare care revine. Am avut rezultate foarte bune atunci când s-au aplicat vaccinurile la timp. Sunt acestea și principalele pericole la adresa securității umane? La adresa securității umane, cred că principalele pericole sunt date de xenofobie, de apariția unor elemente de rejectare a semenului, de accentuarea discrepanțelor, de acces la resurse, la resurse materiale, la resurse de informații și mai ales la adresa securității umane, consider că principala amenințare este cea dată de dezinformare, de campaniile de dezinformare duse de diversi actori statali sau non-statali. Pentru că populațiile se învrăjbesc, vecinul îl percepe ca amenințare pe vecin atunci când apare o dezinformare, când apare o luptă pentru accesul la resurse și atunci apare acest risc de securitate umană și de aici riscurile de conflicte, conflicte înghețate sau conflicte la nivel societal. Cred că împotriva lor educație, avem acces la informație reală, avem acces la internet, avem acces la, vedem într-adevăr ceea ce se întâmplă în lume, poate să fie arma de luptă împotriva amenințărilor de tip securitate umană. Avem această polarizare excesivă din ultima perioadă, polarizare care acum are loc pe orice subiect, de la vaccinuri începând, dacă vă aduceți aminte, a fost o dezbatere extraordinară în timpul pandemiei și după, continuând cu toate subiectele care apar, suntem foarte polarizați, nu reușim să mai găsim calea de mijloc, calea de echilibru. Da, și tocmai de aceea vor exista probabil la nivelul împotriva securității societale tot felul de mișcări de atomizare.
mobilizare, mișcări antisistem care destabilizează orice autoritate, o destabilizează orice sistem de guvernanță și care în acest fel pot să ducă la conflicte, pot să ducă la o proastă administrare a resurselor disponibile, la corupție, la apariția unor fenomene antisociale de tip violență directă sau a unor fenomene antisociale de tip consum de droguri, a dependențelor, dependențelor de jocuri de noroc, dependențelor de diverse comportamente, fie a unor, utilizarea unor substanțe sau unor comportamente și violența în societate, lipsa de toleranță, bolile cronice, apariția unor patologii de tip boli mintale la vârste mult mai tinere sau la persoane care nu ar fi susceptibile, pe acest fond al stresului și al manipulării, al manipulării individuale sau maselor sau pentru diverse alte presiuni care se exercită la nivelul individului, vor fi o provocare la nivelul securității umane și la nivelul sistemelor de îngrijiri de sănătate și a costurilor pentru tratarea lor. Și aici ajungem la soluția întăririi autorităților statului, autorității statului, pentru că este esențială în asemenea tipuri de amenințări. Avem o problemă la nivel global cu întărirea autorității statelor. Avem o problemă de guvernanță globală și de guvernanță publică la nivel global, dar autoritatea nu ar trebui să vină numai din reglementare, din mediul de reglementare, din normă, ci ar trebui să fie și o autoritate bazată pe încredere, felul în care diverse instituții dobândesc încrederea populației, știu să-și atragă populația, știu să fie corecte și transparente, pentru că o autoritate impusă va crea reacții adverse mult mai violente. Ar trebui să existe o autoritate ca recunoaștere a guvernanței și participarea populației. Cred că acesta este o provocare pentru toate guvernele viitoare, pentru toate autoritățile, implicarea populației, păstrarea și creșterea încrederii populației și menținerea unei transparențe privind actul decizional și accesul gestionarea resurselor. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Mai avem doar câteva minute până la finalul serviciului de noapte și aș vrea să tragem câteva concluzii. Am avut o discuție foarte intensă, ne-ați oferit extrem de multe informații despre starea de sănătate și despre cum să prevenim virozele iernii. Dacă ar fi să tragem o concluzie a acestor ore de discuții interne, cu ce să rămânem, cu ce să rămână ascultătorii după această emisiune, doamna doctor Stâncel? Vă mulțumesc pentru invitație și pentru participarea ascultătorilor noștri care îmi dau un rol de a face această activitate voluntară, să pot să aduc și eu aportul meu. Cred că trebuie să știm că virusul nu a dispărut, nici virusul SARS-CoV-2, nici alte virusuri care au fost circulante și nici nu vor dispare, vor apare și alte virusuri și este în responsabilitatea noastră felul în care prevenim infecția. De asemenea, este în responsabilitatea noastră felul în care considerăm că trebuie să ne îngrijim propria sănătate, să ne adresăm la timp medicului, să urmăm sfatul medicului, să urmăm tratamentele. Și cred că acestea sunt sfaturile cu care putem pleca în această seară. Respectiv, avem riscuri de îmbolnăvire, avem riscuri de viroze, ele pot fi prevenite, ele pot fi tratate dacă sunt recunoscute la timp și se urmează sfatul medicului și suntem responsabili pentru sănătatea noastră și a celor din preajma noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune și pentru că ați avut răgazul să rămâneți în miez de noapte alături de ascultătorii Radio România Actualități. Întotdeauna cu drag alături de dumneavoastră, de ascultătorii dumneavoastră, să ne auzim cu sănătate, cu bine și să păstrăm sănătatea pe care o avem, cel puțin așa cum o avem acum. Așa să fie. Suntem la final de emisiune, echipa nopții, Luminița Voina de la microfon, Maria Țoghină producător, Luciana Gingărașu redactor și Antonia Ciulian și Mirela Drăgan, colegele din regia de emisie, cărora le mulțumesc. O noapte liniștită vă doresc în continuare. Nu uitați, aveți întâlnire luni cu Maria Țoghină pentru o discuție despre cât de greu se construiește un teatru în România zilelor noastre, cu regizoarea Chris Simion Mercurian. Va fi o ediție de colecție, așa că nu o ratați. Rămâneți acum cu muzica pe care Anca Romeci o pregătește special pentru voi în fiecare joi. În această seară, fenomenul Amy Winehouse, 40 de ani de la naștere.
Cu bine, prieteni! Music Anca, o rubrică de Anca Romeci. Smile, what's the use of crying? You'll find that